ce lumea simplă, deloc sofisticată, ce simte adevărul și dragostea curată. Nu-i strălucește masca, nici vorba machiată, un zâmbet te decoru în suflet lumea toată. Altarul sufletului tău alege între bun și rău, cel de sus egal în parte, la om ajunge după fapte. Oamenii simpli dăruiesc mai mult, mai mult decât primesc, își fac singuri ziua bună și cu fapte om cu nume. Ce lumea simplă, deloc sofisticată, ce simte adevărul și dragostea curată. În vremuri rătăcite, povețile uitate, găsim în prispa vremii din moș strămoș lăsate. Altarul sufletului tău alege între bun și rău, cel de sus egal în parte, la om ajunge după fapte. Oamenii simpli dăruiesc mai mult, mai mult decât primesc, își fac singuri ziua bună și cu fapte om cu nună. Sufletului tău alege între bun și rău, cel de sus egal în parte, la om ajunge după fapte. Oamenii simpli dăruiesc mai mult, mai mult decât primesc, își fac singuri ziua bună și cu fapte om cu nună. Stăpâne, Doamne și Părinte, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, o noapte asistență, stimați colegi, stimați profesori, experți în lectură, cercetători și cititori, mai ales avizați ai operei lui Vladimir Veșleagă, iată că am ajuns la finalul acestei ediții, a 31-a la număr, a concursului național de lectură, la Izvoarele Înțelepciunii. Exprimăm în numele juriului felicitări tuturor participanților și mai cu seamă premianților, numele cărora vor fi rostite în cele ce urmează, de către subsemnatul și de către doamna director al Bibliotecii Naționale pentru Copii, Ion Creangă, Eugenia Bejan. Dar, pentru început, felicitări tuturor și celor care sunt la ecran și celor care sunt astăzi aici în Centrul de Inovații Digitale în Educație, în incinta Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă. Aici unde vă așteptăm cu tot dragul la pedagogia, filologia și, bineînțeles, la literatura lui Ion Creangă. Mulțumesc, domnul Andrean Ghicov, președintele juriului. Înainte de a numi cine sunt premianții, dar
Încă o dată menționez, astăzi toți sunt premianți, toți cei 57 pe care îi vedem la ecran, elevii, toți cei care suntem aici în această sală. Vreau să reamintesc că organizatorii concursului Biblioteca Națională pentru Copii Ioan Creangă, Secția Națională a Consiliului Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret și în parteneriat cu Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, oferă următoarele premii. Deci vom avea mențiuni, în 27 de mențiuni la această ediție. Toți premianții vor primi diploma, dar rugăm pe Mihai să o proiecteze, să o pună la ecran așa, ca să o vedem cu toții, diploma concursului. Și cei de la mențiune au un premiu bănesc de 200 de lei. Avem premiul 1, 2 și 3. La premiul 3, premiul bănesc este de 380 de lei. La premiul 2, 480. Și premiul 1, 600 de lei. Din partea Bibliotecii Naționale pentru Copii Ion Creangă și redactorului revistei Sud-Est Cultural, a domnului Marcel German, toți cei 57 de participanți vor primi câte un număr de revistă. Poate încă nu au descoperit-o și sperăm cu această ocazie să o descopere și să o caute în biblioteci sau să facă abonament. Și avem un dar din partea domnului Aurelian Silvestru, ce e scriitorul, fondatorul Liceului de Creativitate și Inventică Prometeu Protalent. Romanul Actorul Anonim, suntem totuși la un concurs de lectură și trebuie să provocăm în continuare lectura copiilor, a tinerilor. Și am înțeles că pentru cei de la premiul întâi vom avea și câte un set de carte din partea universității. Biblioteca vine cu premiile pe care le oferă și biblioteca și Consiliul Național al Cărții pentru Copii și Tineret Universitate, așa cum a anunțat doamna doctor conferențiar, rector al Universității, doamna Alexandra Barbăneagră. Universitatea oferă premiul pentru premiul întâi, pentru cei 10 deținători ai premiului întâi, un dar de carte cu sigla Universității și, bineînțeles, o invitație la studii, sigur că bugetare, bineînțeles, pentru învingătorii care s-au circumscris premiului întâi în cadrul celor 10 premii. Vor fi de această dată 3 învingători care actualmente sunt în clasa 12 și care urmează doar în sesiunea 2022 de bacalaureat să susțină cu succese bacalaureatul. În rest, ușele Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă sunt deschise pentru acești 3 învingători, numele cărora le vom rosti ulterior. La momentul potrivit. Să avem puțintică răbdare. Da. Acum să-i cunoaștem pe cei care au premiul mențiune. Irina Barbarov, Liceul Vasile Coroban Glodeni. Eu propun să aplaudăm la sfârșitul, poate la sfârșitul listei celor cu mențiuni, așa ca ei să-și audă bine numele. Adelina Chilari, Liceul Nicolae Iorga Chișinău. Ciprian Boghiu, Liceul Recea Râșcani. Irina Luța, Liceul Constantin Stere Soroca. Valeria Ceban, Liceul Bogdan Petriceico Cașdeu Bălți. Tatiana Vameș, Liceul Vasile Alexandrii Călăraș. Nadejda Cugut, Liceul Ion Creangă Fălești. Alexandra Colun,
Liceul Petru Rareș, Soroca, Liviu Lazar, Liceul Mircea Eliade, Nisporeni, Maria Ghentighilian, Liceul Matei Basarab, Basarabeasca, Mihaela Dascăl, Liceul Ion Creangă, Cimișlia, Diana Relean, Liceul Alexie Mateievici, Dondușeni, Adelina Tanas, Liceul Onisifor Ghibu, Chișinău, Alina Axentii, Liceul Universul, Chișinău, Dumitrița Sârbu, Liceul Onisifor Ghibu, Orhei, Maria Delibaltova, Liceul Sfântul Paisii Hilendaschi, satul Corteni, Taraclia, Anastasia Ustalep, Gimnaziu Cuhureștii de Jos, Florești, Valeria Albot, Liceul Eugen Coșeriu, Mihaileni Râșcani, Marina Doina, Liceul Dimitrie Cantemir, Cantemir, Iuliana Colibanu, Liceul Ion Creangă, Soroca, Daniel Botnar, Liceul Mihai Eminescu, Florești, Daniela Pălăduță, Liceul Blaga, Telenești, Lucian Blaga, Telenești, Arina Cașu, Gimnaziul Șerpeni, Anenii Noi, Valeria Pustolachi, Liceul Alecu Donici, Perisecina, Orhei, Valeria Josan, Liceul Mihai Eminescu, Fălești, Dumitru Goroianu, Liceul Constantin Spătaru, Lova și Nicoleta Roman, Liceul Internat Municipal cu Profil Sportiv, Chișinău. Felicitări deținătorilor premiilor mențiune. Avansăm în premiere și anunțăm învingătorii care astăzi vor obține diplomă de gradul 3 în cadrul concursului. Așadar, felicitări pentru Adriana Verdeș din clasa 11 a liceul Cruglic, satul Cruglic, Criuleni. Suma la proba 1, a punctajului proba 1 și a 2, 33,2 puncte. În această ordine de idei, felicitări pentru Dumitru Pârloc, elev al clasei a 12-a din liceul teoretic Mihai Eminescu, Căușeni. Punctajul acumulat în concurs pentru cele două probe, 33 de puncte. Nicoleta Grosu, de asemenea, obține premiul 3 în ediția 31-a a concursului. Clasa 10 este Nicoleta și vine din liceul Ion Creangă, Florești. Felicitări pentru cele 33 de puncte acumulate. Nadejda Barbaru, clasa 11-a din liceul Dimitrie Cantemir, raionul Cantemir. 32,6 puncte. Felicitări! Marta Toma, clasa 12-a, liceul teoretic Elada din satul Mărcăuți, Ungheni. Felicitări pentru premiul 3 cu 32,6 puncte. Ana Iosop, clasa 11-a, liceul teoretic Mihail Sadoveanu Călăraș, a acumulat 32,5 puncte, suma punctajului de la proba 1 și proba a 2. Felicitări pentru premiul 3. Ana Bortă, din liceul teoretic Olimp, din Costești, Ialoveni. E clasa 11-a și obține astăzi premiul 3 în concurs cu 32,2 puncte. Livia Golovatiuc, e clasa 12-a și vine din liceul Eminescu, Fălești, cu 32 de puncte la activ. Felicitări! Încă două nume pentru învingătorii, cei care vor intra în posesia diplomei de gradul 3. Tatiana Tomșa, clasa 11-a, liceul teoretic Elada, Măcărești, Ungheni, 31,9 puncte. Și Nadejda Baraliuc, clasa 12-a, din liceul teoretic Grigore Vieru, Briceni, cu 31,6 puncte. Felicitări, aplauzele noastre și bucuriile noastre în același timp pentru deținătorii premiului 3. Deținătorii premiului 2. Mădălina Lupu, clasa 9, gimnaziu Nikita Stănescu din Pașcani, Cahul. Punctaj 35,6. Adelina Josanu, clasa 11, liceul teoretic Lucian Blaga, Telenești. Punctaj 35,5. Dumitrița Pârlea,
clasa 11 a Liceului Mihail Sadoveanu Ocnița, 35 întreg și 4, Alexandrina Verlan, clasa a 11 a Liceului Mihai Eminescu din Anenii Noi, 35 întreg și 2. Victoria Bezerău, Liceul Ion Creangă Bălți, clasa a 11-a, 35 întreg și 1 puncte. Valeria Chica, clasa 11 a Liceul Sculeni Ungheni, 34 întreg și 8. Ionela Roșca, clasa 9 a Liceul Mihai Eminescu Câncești, 34 de puncte. Marilena Ursu, Liceul Mitropolit Nestor Vornicescu din Lozova Strășeni, 33 întreg și 8. Ariadna Vernigora, de la Liceul Vasile Alexandri din Bălți, punctaj 33 întreg și 6. Și Nicoleta Iurcu, din clasa a 10 a Liceul Alecu Donici din Peresecina Orhei, 33 întreg și 3 puncte. Felicitări! Avansăm în premieră și emoțiile, bineînțeles că cresc în intensitatea lor, este firesc lucrul acesta. Hai să venim cu aplauze, vă rog foarte mult! Cei din sală, prin aplauze să împărtășim bucuria acestor premieri. Mulțumesc! Vă anunț în context că toți cei din sală, toți prezenți la această ceremonie de premiere, se duc astăzi acasă cu diplome de excelență din partea Bibliotecii Naționale pentru Copii Ion Creangă și din partea Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă. Spunea doamna director Eugenia Bejan că toată lumea astăzi este învingătoare, toată lumea este premiată azi. Aplauză pentru noi toți! Iată și învingătorii la premiul întâi. Deținătorii diplomei de gradul întâi. Și un gaudiamus igitur. Aplauze, vă rog! Dumbravă Rustic. E clasa 11-a. Din instituția publică Liceul Teoretic Bogdan Petriceicu HD-ul, Drochia. Cu 38,1 puncte. Aplauze! Cubreacov Cristian. Clasa 11-a. Liceul Teoretic Ioan Vodă Cahul, 37,9 puncte. Felicitări și aplauzele noastre. Vreau să văd că vă bucurați și cei de la ecran, unul pentru altul, unii pentru alții. Aplauze, vă rog frumos. Așa, așa, și bucurie. Bucurie în ochi, vă rog. Lucrați cu mușchii faciali și cu expresia ochilor. Premiul întâi îl obține în ediția aceasta a concursului Condrea Ana Maria. Este elevă în clasa 11-a din Liceul Teoretic Ion Luca Caragiale Orhei, cu 37,9 puncte. Aplauze, mulțumim Ana Maria, felicitări! Alina Furtună, premiul întâi cu 37,2 puncte. Este elevă în clasa 11-a la Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu din Hâncești. Novak Adriana, care apare pe lista concurenților la premiul întâi, a treia oară deja în concursul la Izvoarele Înțelepciunii, o elevă excelentă, delegată de comunitatea educațională din Sălcuța Căușeni, Liceul Teoretic Meșterul Manole, clasa 12-a, felicitări pentru cele 37,1 punct. Mădălina Spivacencu, de asemenea, obține premiul întâi, este clasa 10-a, în Liceul Teoretic Kruglik, satul Kruglik, Criuleni, cu 36,6 puncte. Adelina Istrate este eleva clasei a 11-a în Liceul Teoretic Olimp din Rezina. Obține premiul întâi pentru cele 36,4 puncte acumulate. Felicitări, Adelina! Beatrice Andronic este elevă în clasa 10-a la Liceul Teoretic Olimp Rezina, la același liceu, obține premiul întâi cu 36,14 puncte. Felicitări! Emanuela Florea este elevă în clasa 12-a la Liceul Teoretic Vasile Alexandri din satul Colibaș, Cahul. O diplomă ajunge astăzi
în colibaș cahul și nu o diplomă oarecare, o diplomă de gradul întâi pentru cele 36 de puncte. Felicitări, Emanuela Florea! Și încă o diplomă de gradul întâi pentru 35,7 puncte. Ajunge astăzi la Gabriela Delev, din clasa 12-a, din Liceul Teoretic Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă. Remarc faptul că acest raion, Ștefan Vodă, apare cu titlu de pionerat în lista premiilor de gradul întâi în cadrul concursului. Felicitări! Și am vrea să permanentizați această performanță și la edițiile următoare. Așadar, am auzit lista învingătorilor pentru învingătorilor la locul întâi, la poziția întâi, cu diplomă de gradul întâi. Încă o dată rostim numele acestora. Dumbravă Rustic, Cubreacov Cristian, Condrea Ana Maria, Furtună Alina, Novac Adriana, Spivacencu Mădălina, Istrati Adelina, Andronic Beatriz, Florea Emanuela și Gabriela Delev. Bucurii nelimitate să aveți! Noi vă împărtășim această bucurie în numele juriului, în numele scriitorului, în omagiatului, în numele patronului spiritual a acestei ediții, cele de-a 31-a ediții la Izvoarele Înțelepciune, Vladimir Beșleagă, pe care îl invităm aici. Pentru că și domnul Vladimir Beșleagă, doctor honoris causa al Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, posesorul medaliei Ion Creangă, are un premiu de carte. Stai. Uite, eu am venit aici câteva cărți. Dar am aflat că participanții la concurență au ieșit premii 37, da? Eu amân un pic acest gest de generozitate, de cadouri și spun așa, vă rog, eu am să aleg 37 de cărți pentru toți, 57 sunt în total. Dar de premiați câți? 30 plus 27. De toți au participat. Premianți sunt 30. Premiul 1, 2, 3 sunt în total 30. Așa. Da, eu am cărți destule și ofer cărți. Vreau să ofer la fiecare. La fiecare. Da. Așa că zilele următoare eu o să le ofer la bibliotecă ca să nu fie discriminare. Da. Să fie la câțiva numai. Mulțumim mult. Cărți, mulțumim. Dar la toți, eu vreau la toți să le dau și la premianți și la nepremianți. Dumneavoastră să-mi dați lista și eu pregătesc stocul, scriu autografe. Pentru că am ex libris, este ex libris care face mai mult decât un autograf. Și o să vă aduc la bibliotecă toate 70 sau 57 de, 57 de cărți și o să le repartizați dumneavoastră. Mulțumesc! Da, aici deci terminăm, încheiem, da? Ceea ce s-a produs azi, un eveniment, sunt în fața noii generații, care este și în fața noastră și în teritoriu, și vreau să le urez tuturor viață senină, zile luminoase și principalul să nu piardă timpul, că timpul este scurt și să știi că cel mai mare dar al omului pe pământul ăsta este cuvântul. Dacă n-am avea noi cuvânt, cum am comunicat noi acum aia? Ce am face? Noi am face bâl, 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 nu știu ce. Dumnezeu ne-a dat cuvântul. Dar cuvântul este minunea lumii și a lui Dumnezeu. Dar cuvântul este ceea ce construiește o carte. Dar cartea este comoara înțelepciunii și a memoriei. Și cunoașterea este cea mai mare dar al omului. Cunoașterea, să cunoști, să cunoști. Să cunoști lumea, să cunoști viața, dar întâi și întâi să te cunoști pe tine însuți. Și în felul ăsta ai să trăiești o viață și ai să fii împlinit. Așa cum m-a întrebat acum o elevă, eu consider că am trăit o viață împlinită. Mulțumesc, vă urez și vouă!
Aplauze și mulțumiri, curări de sănătate maestrului Vladimir Beșleagă, un destin împlinit. Mulțumim, maestre, mulțumim juriului, mulțumim tuturor celor care au contribuit la desfășurarea eficientă a acestei ediții a 31-a a concursului La izvoarele înțelepciunii, iar aceștia sunt echipa valoroasă a Bibliotecii Naționale pentru Copii Ion Creangă, partenerul Bibliotecii Naționale pentru Copii, Universitatea Pedagogică de Stat, Ion Creangă, în această ediție, prin colaborare cu colegii de la Catedra Limba și Literatura Română a Facultății de Filologie și Istorie. Mulțumim tuturor! De asemenea, mulțumim liceilor partenere, mulțumim liceului, instituția privată, liceul Prometeu, ProTalent, liceul de creativitate și inventică, mulțumim doamnei director, Silvestru, care este prezent aici, mulțumim instituției publice, liceul teoretic Spiru Haret, în persoana doamnei Tamara Gânga, care este prezent aici cu elevii ei foarte buni. Tamara Gânga este profesoară de limbă și literatură română cu grad didactic întâi. Felicitări și mulțumim! Bineînțeles, mulțumim liceului teoretic Iulia Hașdeu, nu în ultimul rând, împreună cu doamna Jăpălău Rodica. Vă rog să vă ridicați. Sunteți cu toatele profesoare de lectură și profesoare excelente de limba și literatura română. Exprimăm această dorință să adunăm toate ideile generate de copii în pregătirea lor către această activitate și să închegăm, să elaborăm un material științifico-metodologic în care și dumneavoastră și copiii să se regăsească autori deopotrivă. Bineînțeles, mulțumim și echipei tehnice a acestui eveniment, echipei care a asigurat realizarea tehnică a acestui eveniment, echipă care se compune din specialiștii avizați ai Bibliotecii Naționale pentru Copii Ion Creangă și ai Centrului Național de Digital, de Educație Digitală, sub conducerea doamnei Victoria Bielous, centru care aparține Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă. Acestea fiind spuse, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem parteneri cu Biblioteca Ion Creangă, la cartea de calitate, la autorul de referință. Așteptați informațiile noastre în perspectiva următoarei ediții, cea de-a 32-a la număr, ediția Nicolae Dabija. Vreau să mulțumesc încă o dată participanților la a 31-a ediție a concursului Republican de Lectură La izvoarele înțelepciunii. Să le doresc în continuare multe succese, poftă de lectură și vom reveni cu informații despre modalitatea de ridicare a diplomelor și premiilor imediat ce vom încheia această transmisiune în direct live pe paginile de Facebook a instituțiilor noastre, așa ca să nu reținem cu detalii tehnice publicul care ne privește și sigur că le mulțumim foarte mult celor care au fost curioși să cunoască, cum le spunem noi, olimpicii, chiar dacă nu este o olimpiadă de literatură, dar este un concurs. Deci, încă o dată, felicitări pentru elevii olimpici și pentru cei care i-au sprijinit în pregătirea lor pentru acest concurs. Dar, înainte de a ieși din transmisia în direct, ne ridicăm în semn de respect, cinste și onoare pe care o exprimăm autorului nostru de referință, autorului de referință din literatura română, cel care reprezintă cu desăvârșire literatura română în spațiul acesta românesc al Basarabiei actuale, distinsul nostru scriitor, iubitul nostru scriitor, Vladimir Beșleagă. Maestre, la mulți ani, generoși, sănătoși, frumoși!
celor de acasă, la revedere, toate bune!